Ultimele sancțiuni acordate ieri au fost date pentru neefectuarea curselor și nerespectarea programului de transport stabilit de către Consiliul Județean. Au fost controle atât pe grupa 12, cea de din jurul Ploieștiului, cât și în Câmpina, în zona de Câmpina, municipiului Câmpila, la Văleni, dar și seara la cursele de plecare ale elevilor la 7, 7 și jumătate la Gara de Sud în Ploiești. Într-adevăr, avem o problemă și operatorii nu înțeleg acest aspect, că exact așa cum am discutat și am propus acest program de transport, trebuie să-l respecte. Fac o solicitare încă o dată pentru că aceste sancțiuni nu sunt foarte mici, sunt din contră foarte, foarte mari și voi aplica în continuare aceste sancțiuni. Vom ajunge la un moment dat să reziliem și aceste contracte pentru că, așa după cum spuneam mai devreme, la trei sancțiuni am putea să reziliem contractul. Singurul lucru pentru care la acest moment nu facem acest lucru este că avem nevoie de un backup cu cineva care ar putea să preia transportul județean în condițiile în care aceste firme nu își îndeplinesc atribuțiile stabilite prin contract. În momentul când vom găsi acest sprijin, nu vom ezita să reziliem contractul. Valoarea sancțiunilor, ne puteți spune? Da, au fost trei sancțiuni de 30.000 de lei și una de 10.000 de lei.